În urmă cu câteva luni se specula că industria de beauty va fi printre primele care va avea un declin semnificativ. S-a și adeverit asta. Vânzările au scăzut chiar cu un procent de 20%. Bine, aici vorbim strict despre industria de machiaj. E explicabil până la urmă, nu cu toții sau toate purtăm măști în această perioadă. Dacă însă ne uităm la întreaga nișă de produse de îngrijire personală, atunci scăderea este ceva mai mică, de doar 3%. Revenind însă la make-up, colega noastră Rosestan a strâns câteva sfaturi pentru un machiaj practic și confortabil. Un studiu arată că 90% dintre femeile care lucrează de acasă se machiază puțin spre deloc. Însă cele care alegem să ne machiem puțin mai profund, ne luptăm cu problema transferului. Cum facem să nu se mai întâmple asta cu masca? Este foarte important să ne alegem un fond de ten potrivit tipului nostru de ten și să nu uităm să folosim pudră. Înainte de asta însă, pașii rămân neschimbați. Întâi demachiem și curățăm tenul, iar apoi îl hidratăm. Trebuie să aplicăm regulile sezonului rece, care sunt destul de simple. Crema de față trebuie să conțină factori de protecție, vitaminele A, C și E, iar pentru persoanele peste 30 de ani, acidul hialuronic și colagenul nu ar trebui să lipsească din compoziție. Desigur, să nu uităm de serul pentru ochi și balsamul de buze. Dacă, spre exemplu, noi folosim o cremă cu factor de protecție și venim și aplicăm apoi un fond de ten care are și el factor de protecție, asta este un plus. Nu ne putem baza doar pe fondul de ten. Avem de ales între pudra compactă și pudra liberă. Pudra liberă de obicei o recomand unui ten gras, iar pudra compactă o recomand pentru celelalte tipuri de ten. Eu, în cazul modelului meu, le voi folosi pe amândouă pentru că are un ten mix. Sfatul make-up artiștilor este să folosiți un strat de pudră chiar dacă nu aplicați fond de ten. Astfel, praful sau alte bacterii nu se vor așeza direct pe piele, fiind îndepărtate ulterior prin demachiere. Măștile, majoritatea sunt culoarea asta, un albastru deschis. Cu ce ar trebui să ne machiem la ochi ca să se potrivească? Putem să realizăm un machiaj în contrast cu masca și atunci, fiind în contrast, să folosim culori care să conțină roșu sau oranj. Am ajuns la cea mai importantă întrebare, ce facem cu buzele? De această dată nu vom mai folosi rujuri cremoase, luciuri de buze, vom încerca să folosim un ruj rezistent la transfer, un ruj mat. Să nu uităm de, poate, cel mai important pas, dezinfectarea produselor. Nu masca este cea care provoacă probleme la nivelul pielii, ci contactul acesteia cu produsele neigienizate. Să luăm în calcul și faptul că, dacă avem, spre exemplu, o pudră compactă sau fardurile, noi luăm pensula, o introducem în produsul respectiv, aplicăm pe față, dezinfectăm doar pensula, dar produsele pe care noi le-am folosit nu le dezinfectăm niciodată. Există produs special pentru asta, există sub forma unui spray, da? Am pulverizat, las 10 secunde să acționeze produsul, el se va usca după 10 secunde, efectiv acei vapori se vor retrage, da? Și produsul va fi uscat și gata de reutilizat. Rujurile acelea stick pot fi trecute prin flacără. În alte țări, soluția a venit rapid. Se numește Mask Bracket și este despărțitor de silicon care ține masca la distanță de buze, dar ajută și la o respirație mai ușoară.